Asociația Umanitară Uniți pentru Giurgiu va continua să ofere gratuit meditații elevilor din școlile giurgiuvene. Vor beneficia de meditații elevii din clasele a 7-a și a 8-a și cei din clasele a 11-a și a 12-a. Având în vedere că astăzi este o zi importantă, toți copiii încep școlile și se vede în oraș un mare zumzet și o mare agitație, ne-am gândit că și asociația trebuie să demareze proiectele cu care au obișnuit giurgiuvenii până în prezent și este vorba despre două proiecte dedicate exclusiv copiilor, din clasele terminale de liceu și din clasele terminale de gimnaziu, respectiv a 7-a, a 8-a, a 11-a și a 12-a. Și este vorba despre meditațiile gratuite oferite de voluntarii Asociației Umanitare Uniți pentru Giurgiu. Meditații care momentan vor începe cu limba și literatura română, începând cu luna octombrie. În egală măsură ne-am gândit că cei mici au nevoie de un motiv să se bucure și în weekend, atunci când nu sunt la grădiniță și nu sunt la școală, oferindu-le astfel atelierele de creație pentru copii, ateliere unde se joacă, învață, lucrează, descoperă lucruri noi. Cei care doresc să contacteze Asociația Uniți pentru Giurgiu o pot face prin intermediul paginii de Facebook a acesteia sau la sediul din cartierul Tineretului, Bulevardul Constantin Brâncoveanu numărul 3.